Doi agenți economici din Chișinău care vindeau haine și încălțăminte ale unor firme renumite de peste hotare au fost vizitați de oamenii legii. Ofițerii au stabilit că marfa era adusă din statele europene, dar nu avea acte de proveniență, așa că au ridicat 3000 de unități de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii ale mărcilor protejate. Potrivit oamenilor legii, valoarea mărfii confiscate se ridică la 3 milioane de lei și va fi expertizată pentru a stabili dacă este originală și ce prejudiciu au adus comercianții celor care dețin drepturi asupra brandurilor respective. Din magazine au fost ridicate odată cu marfa și documente, înscrisuri de ciornă și carnete în care era dusă evidența vânzărilor. Proprietarii celor două magazine s-au ales cu dosare penale pentru încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrial și utilizarea, fără consințământul titularului a mărcii protejate. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă amenzi de câte 67.500 de lei și confiscarea produselor pentru care lipsesc actele ce ar confirma proveniența acestora.